Dacă la prima ediție copiii ne-au învățat tehnici de pictare pe sticlă, a doua ediție pictură pe pânză, a fost cumva rândul nostru în care am vrut să învățăm, în primul rând să le arătăm, după care împreună să învățăm ce putem face din piesele principale care le folosește orice coleg de al nostru instalator, fittinguri, manometre, apometre, coturi, mufe, lucruri de care ei nici n-au auzit până în momentul de față sau dacă poate le-au văzut în instalațiile sanitare, acolo unde stau ei acasă. Iar după ce le-am explicat pe scurt cam ce face fiecare piesă, i-am provocat să facă un mic obiect de artă. Fiecare obiect de artă, practic, reprezintă până la urmă părți din activitatea noastră, practic tot circuitul apei de la uzina de apă Jieț, unde ne aflăm acum, până la rezervorul de înmagazinare, până la beneficiar și înainte de a folosi apa, e acel aparat de măsură care odată măsoară debitul de apă care îl folosim și se văd apometrele plus caracteristicile tehnice, un manometru care ne arată presiunea. Deci aceste mici obiecte de artă, practic, sunt niște machete care aduc un plus de cunoștință copiilor de la clubul elevilor, care nu sunt, cum spun, numai pentru de prima oară aici, sunt deja la a treia ediție. Un singur copilaș este prima oară și în stație și cu siguranță el va afla mult mai multe decât colegii lui. Primele două ediții au fost lucrare pe sticlă, adică să vopsim o sticlă și lucrare pe pânză. Cum au fost lucrurile tale de atunci? Că le regăsești, mă gândesc aici. Nu prea așa ieșite cum îmi doream eu, dar sunt mândru de ele. Păi și de data asta roboțelul cum e? Mai bine, că am știut cu ce lucrez. Un fel de puzzle din mai multe țevi. Am încercat să fac un robot din imagine. A fost greu pentru că ești printre primii care au dat. Nu, nu a fost. A fost mai greu să înșurubez. Un roboțel din țevi, cred. Văd că al tău are și... Cred că este tridentul lui. Apometru. Apometru. A fost greu să-l faci? Nu. A fost destul de ușor. A fost greu să-l faci? Nu. Produsul unei frumoase colaborări între, să zic, școală și o întreprindere, respectiv Apa Serv, una din cele mai importante întreprinderi din Valea Jiului. Și vreau să vă spun că din partea dumnealor am avut întotdeauna o mare deschidere. Suntem practic la a treia ediție, odată am pictat pe sticlă, odată am pictat pe pânză. Acum, în cazul de față, există o instalație din țevi, un lucru foarte interesant pentru copii, ceea ce s-a realizat astăzi aici. Și eu cred că acest tip de colaborări sunt în folosul copiilor și de aia întotdeauna o să încerc să le promovez cât mai mult și de aia am să încerc să implic cât mai mulți copii, chiar dacă astăzi măsurile care ni se impun și care noi le impunem la rândul nostru sunt acelea de distanțare, de un număr mai mic de copii și până la urmă și vremea a ținut cu noi totul parcă este făcut așa ca să fie un an, un început de an școlar frumos. Și vreau să transmit speranță pentru toată lumea, să fie bine, să fim sănătoși și să ne bucurăm de vremea asta frumoasă, de anul ăsta frumos și ce să zic, mulțumesc domnului director pentru invitație și pentru găzduire. Mulțumesc și Aici eu. A fost interesant, cred că, pentru amândoi și ca să punctăm ceea ce a făcut astăzi, acolo în panoplia Clubului Copiilor, o operă de artă făcută de un elev de al dumneavoastră. Excelent. Chiar o vom pune la loc de cinste, că Mă este stingeți picioarele. un obiect frumos. Punem așa dintr-o parte. E mișcare. Da, mulțumim.